Elevii și profesorii merituoși din Deva au fost răsplătiți pentru activitatea lor. Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a premiat 94 de elevi care au obținut premii și mențiuni la diferite olimpiade și concursuri. Evenimentul a avut loc în amfiteatrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Alături de elevi au fost premiați și profesorii lor. Administrația deveană a acordat premii pentru elevii și profesorii care în cursul anului trecut școlar au obținut performanțe deosebite la concursurile școlare. Astfel, elevii de premiul întâi au primit câte 600 de lei. 500 de lei au fost acordați și pentru locul al doilea, 400 de lei pentru medaliile de bronz, iar 300 de lei pentru fiecare mențiune. Totodată și profesorii elevilor au primit un premiu în valoare de 500 de lei. În această seară am bucuria de a premia elevii olimpici, elevii care au obținut rezultate deosebite la fazele și concursurile naționale și internaționale și mă bucur că deja începe să devină o tradiție. În fiecare an primăria municipiului Deva premiază excelența. Sunt tineri deveni care prin rezultatele lor ne fac să fim mândri de ei și trebuie să-i respectăm, trebuie să-i încurajăm și trebuie să-i premiem. Acest lucru o face în această seară și o fac cu mare bucurie. 51 de profesori, sunt 94 de elevi, pe toți îi vom premia pentru că și profesorii și-au dus o contribuție semnificativă la aceste rezultate. Meritul principal este însă al elevilor, dar au fost sprijiniți foarte mulți și de profesori și cu siguranță îi primești și pe ei. Colegiul Național Decebal s-a remarcat printre unitățile școlare de la nivelul municipalității. Sunt foarte mulți elevi premiați astăzi de primăria municipiului Deva. Ne bucură acest lucru. Avem elevi care au obținut premii la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, premii și mențiuni. Nu numai faza națională, ci avem și la faza internațională, o avem pe eleva Muntean Mara, care a obținut medalie de argint la Olimpiada Științe pentru Juniori și în seara aceasta va sosi în Deva. Argint pentru Mara Muntean. Elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Decebal, Mara Muntean a participat la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori din Botswana. E o muncă de mai mulți ani care s-a pus în această medalie și acum totul s-a răsplătit. Pe cine ai avut ca și mentor? Am avut în general profesorii de la clasă care chiar m-au pregătit și a funcționat așa suficient de bine pentru mine. Pentru anul 2019, administrația publică locală din Deva dorește creșterea fondului de premiere pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură, sport și artă. Același tratament va fi acordat și profesorilor care îi pregătesc pe acești tineri talentați.